Suntem în ultimul capitol al cărții Exod. Vom observa cum mai întâi Dumnezeu alege câte un mobilier, câte un obiect cu care să-și amenajeze cortul pentru realizarea obiectului pe care Dumnezeu îl alege. Sunt stabilite dimensiunile, materialele care trebuie să fie folosite și este foarte important scopul pe care obiectul respectiv îl va avea în locul în care Dumnezeu însuși va fi prezent. Ceea ce atrage atenția este că Dumnezeu este preocupat de fiecare obiect în mod individual, ca și când ar fi unicul obiect de care Dumnezeu ar avea nevoie în locul în care El dorește să fie prezent. În condițiile acestea, însă, fiecare obiect, avându-și locul, va avea un rol deosebit, un rol aparte în slujba pe care Dumnezeu dorește să o primească din partea oamenilor pentru închinarea lor. Ca urmare, toate acele obiecte despre de care Dumnezeu se ocupă în mod special, individual, având fiecare scopul lui, poziția lui și valoarea lui, toate acestea constituie un întreg, un loc singur format din mai multe obiecte. Și peste toate acestea este așezat Dumnezeu. În ocazia aceasta vom observa cum lucrurile despre care am vorbit în ocaziile precedente se vor strânge, se vor aduna și vor constitui totul pentru locul în care Dumnezeu va rămâne. În sfârșit, suntem la momentul în care munca de pregătire s-a încheiat. Lucrarea pentru care Dumnezeu începuse să dea instrucțiuni cu mai mult de 9 luni înainte a fost încheiată. Toate părțile structurii, stâlpi, perdele, scânduri, prize, bare, cleme, cârlige, știfturi, toată mobila, chivotul, altarele, masa, sfeșnicul, lichianul, vasele, cădelnițele, cleștii, cenușarele, toate au fost terminate. Toate au fost însă și inspectate de Moise și aprobate de el, pentru că au corespuns cu modelul care a fost arătat pe munte. Totuși, Moise a așteptat până când a primit de la Dumnezeu porunca aceasta ca totul să fie așezat. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: în ziua întâi, a lunii întâi, să întinzi locașul cortului întâlnirii. Adică prima zi a lunii Abib sau Nisan va fi ziua de anul nou a Israelului. Aceasta era aproximativ pe la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. De ce altfel de lucrare mai bună puteau ei să se apuce în prima zi a noului an decât de ridicarea acestui locaș de închinare? Le-a amintit ocazia aceasta de eliberarea lor din robia egipteană. Luna aceasta va fi pentru voi începutul lunilor. Ne aducem aminte că în luna aceasta, israeliții au fost însfătuiți să considere începutul de an. Lăcașul lui Dumnezeu este mereu ridicat în mijlocul amintirii adorabile a mântuirii lui. Ar trebui, spunând într-o paranteză scurtă, ar trebui ca și pentru noi, locul în care mergem să ne închinăm în mod public lui Dumnezeu, să ne amintească de salvare, de eliberare din păcat și de modul în care Dumnezeu ne-a arătat mântuirea și ne-a chemat la sine prin această biserică. Aceasta era o consacrare a anului în care evreii intrau. În bucuria noului an, ei trebuiau să trăiască bucuria mai mare a vieții noi. Era bucuria care sfințește toate timpurile. Era mai ales bucuria reconcilierii, a iertării,
dar și a unirii cu Dumnezeu. Cortul ar fi putut fi conceput și urma să fie amenajat deja. În ceea ce privește omul și timpul, era loc de așteptare. Bețaleel, maestrul meșter, ar fi putut fi ales să ridice ceea ce a construit. Aron ar fi putut să fie desemnat să amenajeze templul care trebuia să fie locul în care el va deveni slujitorul principal. Sau Moise și Aron și Bețaleel ar fi putut constitui o comisie pentru a efectua lucrarea aceasta în comun. Dar i-a plăcut lui Dumnezeu să-l numească pe Moise singur, să întinzi locașul cortului întâlnirii. Pentru fiecare acțiune, cel mai bine este să ai o singură autoritate conducătoare. Lucrul acesta însă este și mai important, deoarece Moise nu a lucrat, sau cel puțin nu se precizează în raportul biblic, Moise nu a lucrat la niciun obiect. Așa cum a lucrat Bețaleel, de pildă, la realizarea chivotului. Acum, rolul lui Moise este să ridice, să coordoneze, mai bine zis, ridicarea locașului pe care ceilalți l-au realizat. Moise este ales pentru că el văzuse singur modelul de pe munte. Era fără îndoială cel mai potrivit regizor care ar fi putut fi ales pentru realizarea acestei scene. Cât despre timp, orice zi care nu era sabat ar fi fost destul de potrivită, dar pare o oportunitate deosebită în alegerea primei zile a unui nou an. Un nou an ar trebui să înceapă cu deschiderea unui Betel. Betel înseamnă casa Domnului, adică să fie un cort de întâlnire, unde Dumnezeu însuși trebuia să fie întâlnit. Dumnezeu care este primul ar trebui să aibă primele roade din toate lucrurile. Astfel, ziua de anul nou este o zi deosebită. Se deschide anul. Este ziua cea mai potrivită pentru a începe cu el. De regulă, cei care își doresc lucrul acesta folosesc fiecare an nou ca și un nou început, cu noi ținte, cu noi făgăduinții din partea lui Dumnezeu, cu noi hotărâri și cu noi dorințe de împlinire în ascultarea lui Dumnezeu. Dumnezeu continuă și spune lui Moise să pui în el chivotul mărturiei și înaintea chivotului să atârni perdeaua dinăuntru. Ne aducem aminte, chivotul mărturiei era cel mai important obiect dintre toate obiectele cortului întâlnirii. Era inima sanctuarului, era temelia legământului. Mai mult decât orice însă, era locul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. El a fost dus primul în cortul întâlnirii. Cele două table de piatră erau deja așezate în el. Ceea ce este important și demn de reținut este că înainte de a se așeza pereții cortului, înainte de a fi acoperișul, primul obiect așezat pe locul în care va urma să se așeze cortul este chivotul lui Dumnezeu, care conține legea lui Dumnezeu, dar și capacul ispășirii, adică și harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cu Dumnezeu începe totul. Cu prezența lui Dumnezeu, cu locul în care Dumnezeu va găsi plăcere să rămână, să se așeze și să-și facă simțită prezența prin iertare, prin comunicare și prin slavă. Apoi să aduci masa, să pui pe ea cele rânduite. După aceea să aduci sfeșnicul și să-i așezi candelele. Să aduci masa, adică masa pâinii, să pui lucrurile în ordine, pâinea și tămâia urmau să fie puse în ordine pe masă într-un mod special. Sfeșnicul cu cele brațe ramificate, lămpile trebuiau să fie aprinse în prima zi spre seară. Reținând că toate aceste lucruri nu sunt după o gândire proprie a lui Moise, ci această ordine este dată de Dumnezeu însuși.
Ceea ce ne arată că Dumnezeu este chiar interesat de a duce la bun sfârșit tot ceea ce a început. Altarul de aur pentru tămâie să-l așezi înaintea chivotului mărturiei și să atârni perdeaua la ușa cortului. Altarul de aur nu trebuia să fie în locul prea sfânt, ci în fața perdelei, în partea opusă chivotului totuși, în locul sfânt. Perdeaua din față sau capătul de răsărit al cortului întâlnirii. Observăm că apare în versetul 5 perdeaua de la ușa cortului. Acest lucru era foarte important ca să despartă. Lui Dumnezeu îi place să despartă ceea ce este sfânt de ceea ce este necurat, ceea ce este obișnuit, ceea ce este profan de tot ceea ce este divin. Să așeze altarul pentru arderele de tot înaintea ușii locașului cortului întâlnirii. Cele două altare, Dumnezeu a hotărât să le așeze într-o ordine succesivă, cu poziții exacte. Altarul pentru arderele de tot, este vorba despre altarul de aramă, trebuie să fie înaintea ușii cortului. Altarul acesta trebuie să fie în curte, direct în fața intrării, dar nu aproape de intrare, pentru că între altar și intrarea în cort trebuia să se găsească ligianul. Lucru foarte important. Ligianul să-l așezi între cortul întâlnirii și altar, să pui apă în el. Imediat, odată cu înălțarea cortului, ligianul cu apă a intrat în folosul preoților pentru spălarea jertfelor, dar și pentru spălarea mâinilor lor. Apoi să așezi curtea de jur împrejur, să pui perdeaua la poarta curții. Perdeaua de la intrarea curții este aici. Observați, abia acum se așează curtea, după ce obiectele acestea importante au fost așezate. Să iei unde lemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfințești cu toate uneltele lui și va fi sfânt. Sunt date aici indicațiile de ungere. Toate lucrurile vor fi unse cu un de lemnul sfânt, mai dinainte preparat. Unde lemnul este un simbol al Duhului Sfânt. Și acest lucru trebuie să ne ajute să înțelegem că Duhul Sfânt sfințește și energizează toate mijloacele de har pe care Dumnezeu le-a dat pentru folosul oamenilor. Să unge altarul pentru arderile de tot și toate uneltele lui și să sfințești altarul și altarul va fi prea sfânt. De ce altarul este numit prea sfânt? Nu pentru că el era mai sfânt decât celelalte obiecte ale cortului întâlnirii, deoarece despre toate se spune că sunt prea sfinte. El era arătat așa spre a imprima continuu în mintea poporului natura sacră, deoarece venea mai mult în contact cu el decât tabernacolul și vasele sale. Oamenii puteau să vadă ceea ce se întâmpla la altarul pentru arderile de tot, la altarul de aramă. Pentru oameni, lucrul acesta trebuia să fie considerat prea sfânt, în sensul că nimeni nu avea voie să se atingă de altar, nimeni nu avea voie să se atingă de jertfa de pe altar. Există o diferență imediat perceptibilă între cuvintele de sfințire din Exodul 40 cu versetul 9, cel dinainte, și cuvintele de sfințire din acest verset. Tabernacolul și tot ce se află în el sunt declarate sfinte, dar o sfințenie specială este atașată altarului arderilor de tot. Un altar prea sfânt. Declarat prea sfânt pentru ca oamenii să înțeleagă importanța respectului a tot ceea ce se întâmplă pe altar. Există o distinție similară între lucrurile pe care suntem obligați să le tratăm într-o manieră respectuoasă și atentă. Sunt anumite lucruri și anumite locuri, de așa natură încât ele să poată să fie protejate
datorită sfințeniei declarate. În bisericile obișnuite, în bisericile neoprotestante, în bisericile protestante, în bisericile clasice, cum este ortodoxismul și catolicismul, există anumite lucruri considerate sfinte, acolo unde oamenii obișnuiți nu au permisiunea să intre, nu au voie să se atingă. Diferența aceasta între înțelegerea diferitelor religii pentru lucrurile sfinte sau lucrurile prea sfinte trebuie însă să fie înțeleasă în contextul strict al Bibliei. În primul rând, nu există oameni sfinți și prea sfinți. Singurul Dumnezeu este sfânt și prea sfânt. Din cauza aceasta, El se autoprotejează și nu se arată. Niciun om nu se poate atinge de El. Oamenii însă nu au calitatea aceasta de sfințenie decât în măsura în care Dumnezeu o consideră în viața lor. Doar Dumnezeu poate să considere pe un om că este sfânt. Însă niciun om nu poate să se declare el însuși pentru ceilalți oameni că este sfânt. Locurile în care oamenii se adună public și se închină, locurile acelea devin sfinte doar în prezența lui Dumnezeu. Însă, din respect, pentru ca oamenii să nu uite de sfințenia acelui loc în care prezența lui Dumnezeu este invocată prin rugăciune, lăcașurile de cult sunt oarecum protejate și sunt declarate din respect, lăcașuri sfinte. În ele însele însă, lucrul acesta nu există. Nu sunt pereți sfinți, nu sunt ferestre sfinte, nu sunt uși sfinte, pentru că nu are cine să le sfințească decât prezența lui Dumnezeu. Un loc de închinare devine sfânt atunci când se invocă prezența lui Dumnezeu acolo, atunci când se așteaptă ca ceea ce se întâmplă acolo să fie în conformitate cu legea lui Dumnezeu și când se consideră că Duhul Sfânt poate să fie martor al sfințeniei acestui loc. Altfel, este un loc obișnuit. Să ungi Lidianul cu piciorul lui și să-l sfințești. Apoi să aduci pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Să îmbraci pe Aron cu veșmintele sfinte, să-l ungi și să-l sfințești ca să-mi facă slujba de preot. Nu doar obiectele, ci și preoții sunt unși. Și pentru că Sfânta Scriptură ne spune în Noul Testament că noi suntem o preoție împărătească, un neam sfânt, acest lucru ne obligă să acceptăm ideea că și noi trebuie să fim unși cu Duhul Sfânt pentru a sluji. Și dacă dorim lucrul acesta, consacrându-ne lui Dumnezeu pentru slujire, într-adevăr El ne va considera sfinți. Pentru că Duhul Sfânt a fost întotdeauna simbolizat prin unt de lemnul de măsline. Să chem pe fiii lui Aron să-i îmbraci cu tunicile, să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor ca să-mi facă slujba de preoți. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoției printre urmașii lor. Se pare că este o deosebire între ungerea marelui preot și ungerea preoților de rând. Untul de lemnul era turnat mai întâi asupra capului lui Aron, după aceea era stropit pe el și pe îmbrăcămintea lui. Se pare că asupra preoților de rând, unde lemnul era doar stropit, nu și turnat pe cap. Ne ajută Leviticul, capitolul 8, cu versetul 12. Din unde lemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aron și l-a uns ca să-l sfințească. Același capitol, în versetul 30, Moise a luat din unde lemnul pentru ungere și din sângele de pe altar, a stropit cu el pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui Aron și veșmintele lor, și a sfințit astfel, prin stropire, pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui Aron și veșmintele lor împreună cu el.
Psalmul 133 cu versetul 2 este bine cunoscut prin cuvintele: este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Din cauza acestei ungeri speciale, la marele preot adesea se face referire ca la preotul care a primit ungerea. O singură ungere sfântă pentru cei din tâi, pentru cel care va fi mare preot. Și atâta timp cât preoția va continua, ungerea trebuie să fie valabilă, trebuie să continue. Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul. Așa a făcut. În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul era așezat. În socoteala aceasta intră al doilea an, socotind anul din care au ieșit, în care au ieșit din Egipt ca fiind primul. Aniversarea Exodului a avut loc 2 săptămâni mai târziu, la data de 15 a primei luni. Fiind portabil de felul lui, cortul acesta putea să se facă, să se monteze și să se demonteze într-o singură zi. Fiind construit după moda unui cort, el putea să se ridice cu ușurință și să se dea jos, mai ales de oamenii care curând se vor specializa. Moise a așezat cortul, i-a pus picioarele, a așezat scândurile și verigile, a ridicat stâlpii, a întins învelitoarea care slujea de acoperiș deasupra cortului și pe deasupra a pus învelitoarea acoperișului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul. Aici este o deosebire foarte clară între învelitoare, între cortul propriu-zis și acoperiș. Învelitoarea era acoperitoarea de păr de capră pe scheletul de lemn care o ținea. Deasupra acesteia era învelitoarea din piei de berbece și piei de vițel de mare. Învelișul exterior al pieilor de berbec și al vițeilor de mare reprezintă ceea ce trebuia să fie deasupra. Apoi a luat mărturia, a pus-o în chivot, a pus drugii la chivot și a așezat capacul ispășirii deasupra chivotului. Mărturia înseamnă cele două table de piatră care conțin cele 10 porunci. Deasupra lor va fi așezat scaunul de îndurare, adică scaunul harului, deasupra chivotului. A adus chivotul în cort, a târnat perdeaua despărțitoare înaintea lui, a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise Domnul. A agățat perdeaua pe cei 4 stâlpi dintre locașul sfânt și Sfânta Sfintelor. În felul acesta a acoperit, adică a ascuns pentru totdeauna a vederii de către oamenii obișnuiți chivotul mărturiei. A așezat masa în cortul întâlnirii, în partea de miază noaptea cortului, din coace de perdeaua dinăuntru. Nu fusese dată nicio direcție în acest punct, dar Moise știa probabil poziția corectă după modelul pe care îl văzuse pe munte. A pus pe ea pâinile înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. A pus pâinea în ordine pe ea, noi știm că erau câte 2 așezate, una în fața celeilalte, câte 6 pâini pe rând, pe câte 2 rânduri, numărând în felul acesta 12 pâini reprezentând cele 12 seminții ale lui Israel. Apoi a așezat sfeșnicul în cortul întâlnirii, în fața mesei, în partea de miază zi a cortului. Aceasta era vis-a-vis de masă în partea stângă. I-a așezat candelele înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Este foarte interesant să înțelegem că Moise este acum un reprezentant al marelui preot, care este Domnul Iisus. Ca urmare, Moise a făcut singur inaugurarea sanctuarului, pentru că doar el primise descoperirea despre ceea ce se întâmplă acolo, urmând ca ceilalți preoți, Aron și Eleazar, fiul lui care îl va urma, să vadă cu exactitate și să înțeleagă ceea ce Moise face acum. Apoi a așezat altarul de aur în cortul întâlnirii în fața perdelei dinăuntru. A ars pe el tămâie mirositoare,
cum poruncise lui Moise Domnul. Îmi place din nou această repetare a acestei exprimări care nu, niciodată nu este prea mult pentru Moise, scriitorul Exodului. El dorește să scoată în evidență că tot ceea ce a făcut nu este după mintea lui, nu este după modelul unui templu egiptean pe care el l-ar fi cunoscut, ci este după cum îi poruncise Domnul lui. A așezat perdeaua la ușa cortului, adică a târnat pe cei cinci stâlpi de la intrare în cort pânza sau cortina care fusese făcută în mod special pentru lucrul acesta. A așezat altarul pentru arderile de tot la ușa locașului cortului întâlnirii, a adus pe el arderea de tot și jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise Domnul. A așezat ligianul între cortul întâlnirii și altar și a pus în el apă pentru spălat. Moise, Aaron și fiii lui și-au spălat mâinile și picioarele în el. Când intrau în cortul întâlnirii și se apropiau de altar, se spălau, cum poruncise lui Moise Domnul. Interesant că toți cei care participau, ca fiind aleși de Dumnezeu, ca mari preoți, ca și familie de mari preoți, Aaron și fiii săi și-au spălat mâinile și picioarele. Expresia aceasta mă duce cu gândul la ceea ce spunea Petru la un moment dat în ocazia Sfintei Cine. Atunci când mai întâi a refuzat ca Domnul Iisus să-i spele cumva picioarele, Domnul atrăgându-i atenția că dacă nu va fi spălat, el nu va avea parte de binecuvântarea lui Iisus și de prezența sa în veșnicie, atunci Petru, în dorința lui de a primi tot ceea ce poate să ofere Domnul Iisus, i-a zis, Doamne, atunci spală-mi și capul și mâinile și picioarele. De data aceasta, preoții în Ligian își vor spăla numai mâinile și picioarele, în timp ce Aaron nu trebuie să se spele cu apă pe cap, pentru că el primise unde lemnul, un simbol al Duhului Sfânt. Moise nu doar s-a spălat pe mâini și pe picioare, ci a aprins și candelele, a ars tămâie mirositoare și a adus pe altarul arderilor de tot prima jertfă de seară, arderea de tot și jertfa de mâncare. Orice ar fi trebuit să facă preoții în mod obișnuit, a făcut cu această ocazie Moise. A pus altarul arderilor de tot lângă ușa cortului, a adus pe el arderea de tot și darul de mâncare. Moise a inaugurat în felul acesta altarul, oferind prima jertfă de seară. În virtutea cărui lucru Moise poate să facă lucrul acesta? Sunt două motivații pentru care Moise face acest lucru și nu este pedepsit. Mai întâi, pentru că Moise este chemat de Dumnezeu. Moise este instruit de către Dumnezeu ca să învețe pe ceilalți. Și un instructor bun are calitatea de a învăța pe ceilalți arătându-le el cum se face. În felul acesta, Moise poate să facă lucrul acesta fără să fie pedepsit de Dumnezeu. Și în al doilea rând, Moise este fiul lui Aron. Ca fiul lui Aron, el poate să aducă jertfa. Dar scopul principal este de instruire, pentru că el însuși a fost mai întâi instruit de către Dumnezeu. Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului și altarului, a pus perdeaua la poarta curții. Astfel a isprăvit Moise lucrarea. Lucrarea cortului întâlnirii a fost terminată înainte de ridicarea lui. După ce Evanghelia este propovăduită în toată lumea, atunci vor fi adunați cei aleși, așa spune Domnul Iisus. Atunci fiecare piatră vie, adică fiecare persoană care primește Evanghelia, finisată de către Duhul Sfânt pentru a deveni asemănător cu Maestrul, cu Domnul Iisus, își va ocupa locul în templul lui Dumnezeu, adică în biserica lui. Acum,
Noi clădim caractere care într-o zi vor deveni parte din acel locaș veșnic. După cum poporul a participat cu Moise la construirea sanctuarului pământesc, tot așa Hristos ne invită să fim conlucrători cu El în clădirea bisericii sale. Când cortul întâlnirii a fost ridicat, nu-i lipsea nimic ca să fie perfect. Tot așa va fi în cele din urmă când biserica va fi proslăvită de Domnul Iisus. Moise a terminat lucrarea și apoi a ridicat curtea. Odată cu atârnarea perdelei la intrarea în curte, era semnalul că ridicarea cortului a fost completă. Probabil că abia după aceasta Moise a săvârșit actele de închinare menționate în cursul narațiunii, a pus apă în lighean, a oferit jertfe, a prins lămpile și a ars tămâie pe altarul de aur. Ceea ce însă este foarte important și poate că ar merita atenția noastră, mi se pare ordinea în care Dumnezeu consideră potrivit ca lucrurile la locașul lui sfânt să se așeze. Și mi-atrage atenția că Dumnezeu dorește așezarea din interior spre afară. Există din nefericire înșelăciunea oamenilor creștini care sunt atât de preocupați cu exteriorul, să nu fie văzuți, să nu fie auziți, să pară pentru alții ceea ce ei ar dori, iar în interior să nu existe nimic asemănător cu Domnul Iisus. Deși Dumnezeu vorbește că El este interesat de inimă, de interiorul acela, nevăzut de ceilalți oameni. Interiorul inimii reprezintă motivația pe care o ai atunci când faci ceva sau când nu faci ceva. Prea multă preocupare avem pentru exteriorul religiei noastre. Credința în exterior va fi întotdeauna artificială dacă din inimă, din adânc, nu este generată. Și invers, atunci când inima este născută din nou, când inima este tăiată împrejur, când inima este schimbată de către Dumnezeu. Inima reprezintă sentimentele, plăcerile, pasiunile, obiceiurile noastre. Când inima va fi schimbată, atunci toată manifestarea acțiunilor noastre, toată gestica noastră, toate faptele noastre vor corespunde cu sfințenia inimii. Când mintea noastră va fi regenerată, când gândurile noastre vor fi sfințite și înnoite de către Duhul Sfânt, atunci atitudinea noastră va fi înnoită și va fi cu totul și cu totul schimbată. Va putem să o numim chiar sfințită, adică deosebită, diferită față de cea obișnuită. Deși știm lucrul acesta, din nefericire însă, preocuparea este mai departe, mai mult pentru lucrurile exterioare. Să facem, să fim văzuți, să spunem, să fim auziți, în timp ce Dumnezeu este Cel care privește asupra inimii și degeaba arătăm prin exteriorul nostru, prin cuvintele noastre, prin atitudinea noastră, dacă inima îi aparține lui Dumnezeu. Ori de câte ori suntem tentați să punem mai mult accent pe afară, pe exterior, să ne aducem în minte că atunci când Dumnezeu a hotărât să se ridice cortul în care El va locui, a început întâi cu chivotul, cu legea și cu harul. Lucrul acesta are o însemnătate deosebită, pentru că dacă începi în felul acesta, toate celelalte și-au rost. Pentru că există locul în care Dumnezeu va fi prezent. El, Dumnezeu a ales locul acela să-și pună prezența. Acolo, între îngeri, pe capacul chivotului, deasupra legii, așezat pe scaunul harului. Și dacă Dumnezeu a ales atunci,
Același lucru dorește ca și astăzi, să-i oferim lui un loc pe care el și-l dorește și el ne spune cum să-l pregătim, nu cum ne place nouă, nu cum ne-am dorit noi, nu cum vrem ca alții să vadă, ci așa cum Dumnezeu ne-a zis. Repetată mereu și mereu expresia aceea, Moise a făcut după cum i-a spus Domnul. Ce s-a întâmplat? Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Acest nor a călăuzit pe Israel de la Sucot înainte. Câtva timp el a fost prezent în mod temporar la cortul întâlnirii. Era deasupra, dar acum a acoperit cortul întâlnirii. În timp ce slava Domnului a umplut cortul. Observați aceste două dimensiuni. Norul a acoperit cortul, a fost pe exterior, dar slava Domnului a umplut cortul în interior. Atunci când este cu adevărat făcut după cum îi place lui Dumnezeu caracterul tău, atunci când te comporți așa cum Dumnezeu ți-a spus, după modelul Domnului Iisus, atunci prezența lui Dumnezeu va fi în exteriorul tău, în faptele tale, în privirea ta, în vorbirea ta, în manifestarea ta, în lucrarea ta, în planul tău, dar și în interiorul tău, în trăirile tale intime, în gândurile tale, în pasiunile tale, în ascunzișul inimii tale. Când cele două locuri sunt pline de prezența Domnului, atunci este dovada că Dumnezeu acceptă, îi place și recunoaște că trăiești după cum El ți-a arătat. Cu câtă nerăbdare trebuie să se fie adunat poporul spre a privi la construcția sacră. În timp ce ei priveau cu satisfacție respectuoasă, stâlpul de nor plutea maestos deasupra sanctuarului, acoperindu-l. În felul acesta, Dumnezeu a arătat aprobarea pentru tot ce se făcuse. Domnul primise casa care fusese pregătită pentru el și a intrat în ea. Cu adâncă emoție, poporul a văzut semnul că lucrarea mâinilor lor fusese acceptată. Acum au înțeles că însuși Dumnezeu avea să locuiască în mijlocul lor și să călătorească împreună cu ei. Cartea Exodului se încheie cu o sublimă manifestare a slavei și a puterii lui Dumnezeu. Cartea aceasta se încheie așa cum se va încheia și istoria acestei lumi, cu coborârea în slavă a Domnului spre a locui în mijlocul oamenilor, pentru că mai întâi a locuit în ei. Lucrarea a fost terminată cu tămâia arsă, cu prima jertfă oferită lui Dumnezeu. Cei care urmăriseră procedurile, cei care fuseseră implicați în ele, erau probabil pe cale să se retragă, să se odihnească. Când, brusc, a avut loc o manifestare a puterii divine. Norul care mersese înaintea israeliților, care se așezase recent pe cortul întâlnirii și a părăsit locul, acoperit structura nouă ridicată în exterior, în timp ce o lumină intens strălucitoare, pe care Moise o numește slava lui Dumnezeu, a umplut întregul interior al cortului. Ce secvență memorabilă! Niciodată cred că oamenii aceștia nu au putut să uite în momentul acesta. Cât de triști și cât de mult au regretat cei care n-au văzut-o. Deși cred că nimeni nu și-ar fi permis să stea în altă parte cu privirea, să stea în alt loc decât la momentul acesta al inaugurării. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Se pare că Moise ar fi dorit să reintre în cort, să vadă marea priveliște, să vadă slava lui Dumnezeu în totalitatea ei care umplea cortul. Dar nu a putut. Slava era prea orbitoare, chiar pentru el. Însă ceea ce este interesant este că Moise a dorit, dar nu a încercat. N-a dat buzna. Pentru că
Moise respectă gloria. Gloria lui Dumnezeu nu trebuie forțată. Nu norul exterior a fost cel care l-a împiedicat pe Moise să intre, ci slava interioară. Însă cele două manifestări trebuie să fie privite ca fiind inseparabile. Atât exteriorul cât și interiorul sunt din aceeași sursă, prezența lui Dumnezeu. În felul acesta, atât pentru exterior cât și pentru interior, o aprobare distinctă a fost dată tuturor celor făcute. Oamenilor care au lucrat la exterior, cei care au tors firul, femeile, cei care au țesut, cei care au făcut altarul, ligheanul, cei care au lucrat la chivot, cei care au lucrat la sfeșnic, toți au descoperit că prezența lui Dumnezeu este acolo, în obiectele pe care ei le-au făcut și le-au închinat lui Dumnezeu. În felul acesta a fost revindicată ca fiind a lui casa aceea. A fost luată în stăpânire de către Domnul. Și faptul că Moise nu a putut să intre a fost o declarație a apartenenței speciale din partea lui Dumnezeu. Aceasta este casa mea și primesc doar pe cine vreau eu să intre. În felul acesta însă, poporul a mai văzut ceva. Că Dumnezeul acesta a renunțat la mânia lui. Și Dumnezeul acesta, prin faptul că a intrat cu slava lui în cortul pe care ei l-au ridicat lui Dumnezeu, Dumnezeul acesta minunat va fi mulțumit de acum înainte să locuiască printre ei și să călătorească cu ei. Și nu va fi așa după cum îi amenințase, că va trimite un înger. Slava a umplut cortul înăuntru, norul s-a întins deasupra cortului ca un înveliș protector exterior. Îmi aduce aminte lucrul acesta de haina de slavă a lui Adam înainte de căderea în păcat. Nici măcar Moise nu văzuse atât de multă glorie divină. Nici măcar Moise nu era în stare să se uite. O astfel de clădire, o simplă structură materială, să poată cuprinde prezența divină? Nu mă grăbesc să dau răspuns, pentru că întrebarea aceasta se poate referi și la mine, se poate referi și la tine. Dacă te uiți la tine, la slăbiciunile tale, poate la deformitățile pe care le ai, îți pui întrebarea, poate Dumnezeu să te cuprindă și pe tine? Poate Dumnezeu să manifeste slava Lui în viața ta, așa cum ești, de slăbiciuni, de neputinți? Dacă Dumnezeu a primit acest cort ca fiind slava Lui, în condiția în care a fost făcut după cum El a vrut, cuvânt cu cuvânt, dimensiune cu dimensiune, material special stabilit de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a primit cortul acesta dintr-un material, din ceva care ar fi putut să ardă, din ceva care ar fi putut să se strice, cu cât mai valoros ești tu, cu cât mai valoros sunt eu, pentru că nu pentru aur, și nici pentru argint, nici pentru bronz, și nici pentru lemn, și nici pentru pânze, nu pentru acestea a murit Domnul Iisus. Ce-a murit pentru mine și-a murit pentru tine apoi. Și dacă El a murit pentru mine și dacă El și-a dat viața pentru tine, aceasta înseamnă că El dorește să îți ocupe în întregime interiorul cu slava Lui și prin exterior să se manifeste în mod vizibil prezența Lui. Condiția? Să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne facă așa cum ne-a lăsat El scris în Sfânta Scriptură, adică să ne reconstruiască după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului. Când nu se ridica norul, nu porneau
până ce nu se ridică. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor. Aceste ultimele trei versete descriu modul în care norul i-a servit de acum înainte pe israeliți ca îndrumător. Nu numai că le-a direcționat cursul pe unde să meargă, ci a stabilit când trebuie să se miște, când trebuiau să se odihnească la fiecare tabără. Nu așa că lucrul acesta este important? Nu este adevărat că Dumnezeu ți-a arătat și ție când să lucrezi 6 zile și când să te odihnești, așa cum a făcut El în perioada creațiunii și așa cum ne învață Domnul Iisus cu privire la ziua 7? Dacă cineva dintre evrei de atunci ar fi plecat mai departe dacă norul se oprea, n-ar fi fost oare rătăcit? N-ar fi fost posibil distrus de către Dumnezeu? Dar aceasta înseamnă că prezența lui Dumnezeu se ocupă și este interesată pentru tine câte zile să lucrezi și când să fie aceste zile și când să te odihnești. Pentru că așa este cortul, este deasupra ta, este un foc care ți încălzește sufletul, este un adăpost de intemperiile zilei, dar și de cele ale nopții. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu. De acum înainte, prin pustiu, norul și tabernacolul erau inseparabile. Dacă norul a fost ridicat puțin de pe el și s-a mutat în față, cortul trebuia să-l urmeze. Dacă se așeza pe acoperiș, oamenii se opreau și rămâneau până se mișca din nou. Înfățișarea era ca a unui nor ziua și ca a focului noapte, astfel încât toți puteau vedea mereu unde era cortul. Și dacă era staționar sau în mișcare, toți știau. După prima coborâre, se pare că slava s-a retras în Sfânta Sfintelor, astfel încât Moise, cât și preoții, se poate intra în Sfântul Locaș în prima despărțitură și să slujească. Prezența lui Dumnezeu în ceea ce se numește Sfânta Sfintelor a dat posibilitatea ca preoții care aduceau jertfă să poată să intre în prima despărțitură și să strupească în fața perdelei cu sângele jertfei, să slujească sfeșnicul turnând ulei, curățind întotdeauna cenușa de pe altarul de aur, să împrospăteze întotdeauna pâinea. Dacă nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta, oamenii nu puteau să intre. Dacă nu a putut să intre Moise, oamenii ceilalți cu atât mai puțin. Acum, la încheierea Exodului, cartea aceasta extraordinară, avem în minte o singură dimensiune de ansamblu. Exodul a început cu descrierea nașterii unui om, Moise, sub imperiul împotrivitor al unui faraon, posedat de Satana, care știa făgăduința lui Dumnezeu pentru Avraam. Faraonul luase toate măsurile ca să se împotrivească împlinirii profeției lui Dumnezeu și făgăduinței lui Dumnezeu dată lui Avraam. Copiii aruncați în Nil, copiii omorâți la naștere, cu toate acestea Dumnezeu i-a protejat. L-a ales pe Moise, Moise a devenit un om ascultător, iar evreii i-am întâlnit la începutul cărții Exodului într-o robie a Egiptului. Egiptul este un simbol al acestei lumi. Robia este ascultarea păcatului. În acest stadiu, pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a întâlnit. Eram robi păcatului. Dar a intervenit în viața noastră. Ne-a arătat
că ne iubește. L-a trimis nu pe Moise, ci l-a trimis pe Domnul Iisus să ne vorbească, să ne spună despre eliberare, despre posibilitatea iertării și a transformării, să ne vorbească despre eliberare, despre un loc care este făgăduit de El, pregătit de El, care ne așteaptă. Din momentul acela am pornit, dacă am ascultat de El, am pornit într-o călătorie prin pustiul acestei luni. Noi suntem încă în această călătorie. Dacă vom rămâne ascultători acestei chemări, acestei conduceri a Duhului Sfânt în viața noastră, noi vom ajunge acolo unde Domnul Iisus ne-a pregătit locuri, în Canaanul Ceresc. Condiția este să rămânem conduși de această prezență divină pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în Sfânta Scriptură și prin Duhul Sfânt ne face cunoscut ceea ce El ne-a descoperit. O singură condiție Dumnezeu așteaptă de la mine și așteaptă de la noi toți. Ascultare. Nu trebuie să o iau înaintea lui Dumnezeu niciodată și nici nu trebuie să rămân în urma lui. Trebuie doar un singur lucru să fac, așa cum Dumnezeu mi-a scris. Ce-ar fi dacă ne-am propune și noi, ca de fiecare dată când alegem să facem ceva, să ne impunem ca element principal al hotărârii noastre, să facem așa cum ne-a spus Domnul în Sfânta Scriptură. Și dacă nu înțeleg unele lucruri, dacă nu știu ce trebuie să fac în anumite situații, să deschid Evangheliile, să citesc despre Domnul Iisus și El îmi va arăta ceea ce trebuie să fac, pentru că este modelul înainte mergător al fiecăruia dintre noi. Și în măsura în care ne apropiem mai mult de El, în momentul în care viața noastră îi va fi acordată Lui, atunci El ne va binecuvânta și va așeza asupra noastră, în interiorul nostru, în gândurile noastre, în simțămintele noastre, dar și în exteriorul nostru, în viața noastră, prezența sa călăuzitoare. Și totul va fi sub conducerea Duhului Sfânt. Când El ne va spune să mergem, trebuie să plecăm. Când El ne va spune să vorbim, nu deschide gura. Când El ne va spune să tăcem, trebuie să o facem. Când Domnul ne spune să ne odihnim, așa cum a făcut El, trebuie să ascultăm. Răsplata Lui nu este alta decât acum prezența sa, iar în veșnicie, alături de El pentru totdeauna. De aceasta suntem chemați. Trăim încă timpul exodului, iar întâlnirea cu El nu este departe. Dar trebuie să fim gata, pentru că El vine curând.